Hei, dragilor! Știați că există un oraș unde banii, religia și politica nu au nicio putere? În India, pe coasta de sud, există un oraș cu totul deosebit. Se numește Auroville. Este situat în statul Tamil Nadu și are aproximativ 2500 de locuitori. Fondat la 28 februarie 1968 de 5.000 de oameni care i s-au alăturat Mirei Alfasa, o femeie cunoscută drept Mama. Acest loc este rezultatul viziunii lui Sri Aurobindo și arhitectului Roger Unger. Aurobindo, poet și scriitor indian cu puternice conotații mistice, a fost considerat de către adepții săi un avatar, o încarnare a divinului. El a cultivat întotdeauna visul unei societăți fără diviziuni, în care toți ar putea trăi în armonie, urmându-și în mod liber înclinațiile cele mai profunde. Astfel, spre finalul anilor 60, adepții acestui părinte spiritual au decis să se unească pentru a crea un oraș unde să pună în practică viziunea acestui om. Alfasa a ales membrii societății privindu-i în ochi. Mulți și-au amintit momentul ca fiind o experiență profund spirituală și chiar suprarealistă. Cei aleși primeau ca primă sarcină plantarea unui copac. În câțiva ani, zona deșertică se transformase într-o pădure. În locul ales s-au adunat oameni din 124 de țări. Fiecare a adus o mână de pământ din țara sa natală, pe care în mod simbolic a depus-o într-o urnă în forma florii de lotus. Sprijinit de guvernul indian și apoi recunoscut de ONU ca parte a patrimoniului mondial, Auroville a început să se dezvolte cu entuziasm. Auroville a fost proiectat astfel încât să arate de sus ca o galaxie în expansiune. Zona din jurul acestui sat spectaculos, inițial pustie, a devenit verde și bogată, datorită prezenței pădurilor și altor plante semănate de locuitori. Consiliul și comisiile de lucru sunt singurele formațiuni guvernamentale prezente. Ele sunt alese la fiecare 4 ani și servesc la organizarea problemelor administrative fundamentale.